Bună ziua! Bine ați venit la acest atelier în număr foarte mare și să știți că noi, cei de aici așezați, mă rog, din motive logistice în fața voastră, sperăm să nu regretați până la sfârșit că ați ales acest atelier și nu v-ați dus la unul din celelalte. Înainte să încep prezentarea propriu-zis, o să vă adresez două întrebări foarte scurte. O să vă rog frumos să ridicați mâna cei dintre voi care ați auzit de proiecte tineret sau de programul Tineret în Acțiune sau de Erasmus sau de Grundtvig. Wow! Mulțumesc frumos! Și acum o să întreb, vă rog să ridicați mâna cei care ați derulat efectiv un proiect în aceste programe. Mulțumesc. E, la sfârșit, după ce prezint și ce va urma, o să vă întreb cât o să doriți să aplicați în continuare. Aceasta este denumirea care duce la acronimul foarte urât de ANPCDFP, al instituției noastre, care instituție însă este foarte bătrână. Sub numele de Agenția Națională Socrates există din 1998. Pe parcurs a devenit cu acest nume, însă de atunci și până acum s-a ocupat în continuare de același lucru. Deci noi administrăm, ca intermediar financiar al Comisiei Europene în România, programele Uniunii Europene în educație, formare profesională și tineret. Am să mă refer în prezentare la două etape. Etapa 2007-2013, care se încheie la 31 decembrie în acest an. De ce am să menționez acum, că deja poate vi se pare că e trecut? Pentru că în octombrie mai avem un termen limită pentru programul Tineret în Acțiune și de aceea am să spun câte ceva despre această etapă. După care o să ne referim la viitor și vreau să vă spun că apropo de ce o să prezint despre 2014-2020, să nu vă pare rău că ați venit aici, pentru că sunteți în premieră primii oameni care aud o prezentare informală despre ce va urma, deoarece nou program nefiind încă votat de Parlamentul și de Consiliul European, tot ceea ce vă spun sunt lucruri informale, dar sunt hotărâte. Numai că nu avem autorizare de comunicări oficiale, dar auziți în premieră ce va fi. Ce am avut până acum la programul Lifelong Learning, învățare pe tot parcursul vieții, 4 programe sectoriale, dintre care de Erasmus probabil că ați auzit că poate unii ați fost studenți Erasmus, deci este dedicat cu precădere învățământului superior, Comenius a fost dedicat învățământului preuniversitar, unde și-au găsit locul foarte bine ONG-urile, a fost în Leonardo da Vinci, care a finanțat mobilități de practică profesională și pentru elevi, și pentru șomeri, și pentru persoane aflate pe piața muncii. Deci ONG-urile au putut candida și au obținut finanțare. Și în programul Grundtvig de educație a adulților, dar educație care nu duce la calificări profesionale, ci educație non-formală, în special pentru grupuri defavorizate. În această perioadă, deci pentru 7 ani, bugetul general alocat la nivel european pentru program a fost aproape 7 miliarde de euro, din care România a beneficiat de un pic peste 200 de milioane de euro. Gradul de absorpție 98,5%, noi nu suntem fonduri structurale, noi suntem altceva, noi nu mergem pe finanțări, cheltuiți voi banii și după aceea noi vă rambursăm, noi dăm 80% avans și 20% după prezentarea raportului final. Asta reprezintă motivul de succes, nu se datorează Agenției Naționale, o avea și Agenția un merit, dar meritul este al Comisiei Europene, care a croit regulile acestor programe astfel încât să fie foarte accesibile pentru beneficiari. Tineret în Acțiune a avut pe parcursul a 7 ani niște priorități permanente: cetățenie, diversitate culturală, participarea activă a tinerilor și incluziunea, includerea tinerilor cu oportunități reduse. Bugetul general european a fost mult mai mic, după cum vedeți, în comparație cu Lifelong Learning, nici 1 miliard de euro, 885 de milioane. Și grupul țintă au fost și vor fi în continuare tineri.
În principal, cei care au putut să deruleze programe au fost ONG-urile de tineret, este publicul spre care s-a îndreptat marea majoritate a finanțărilor, dar și autorități publice implicate nemijlocit în lucru cu tinerii. Programul a avut o structură care în momentul în care se citește pare extrem de seacă, pentru că spre deosebire de lifelong learning, vedeți că acțiunile finanțate nu aveau nume de personalități. Am să le trec în revistă absolut foarte pe scurt, insistând pe cele pe care le vom regăsi în viitorul program, pentru că asta este foarte important. Am avut schimburi de tineri, care au însemnat proiecte de mică anvergură, care au permis adunarea la oaltă a unor grupuri de tineri din mai multe țări, pe o perioadă scurtă de timp, în care prin metode de educație non-formală să lucreze împreună pe o problemă care interesează. Inițiative ale tinerilor, din păcate, o acțiune extrem de populară în România, este o acțiune la care noi am înregistrat cel mai mare număr de candidaturi și de raport foarte mare între candidaturi și proiectele pe care le-am putut finanța. Deci acțiunea inițiative au fost proiecte naționale de valoare foarte mică, dar care au permis unor organizații mici de tineri sau chiar unor grupuri informale de tineri să facă cu acești bani foarte puțini, până în 5.000 de euro, niște lucruri extraordinare în comunitățile lor. Din păcate, această acțiune nu se va mai regăsi în viitorul program. Viitorul program finanțează numai activități transnaționale, de cooperare transnațională și sperăm ca Ministerul Tineretului și Sportului să preia inițiativele tinerilor și să le includă în concursurile pentru finanțările naționale. Proiectele pentru democrație participativă au fost parteneriate transnaționale care să sprijine democrația activă a tinerilor și le vom regăsi. Serviciul European de Voluntariat, care cred că este cel mai popular program din tineret în acțiune, care permite atât trimiterea cât și primirea de voluntari. Experiența de voluntariat, de altfel, fiind una dintre experiențele care pot să intre cu succes în acea garanție pentru tineri, Youth Guarantee, pentru că ideea este de a oferi unui tânăr care a terminat o formă de școală, dar nu-și găsește un loc de muncă, să facă ceva în continuare, acest ceva fiind ori altă formă de școală, ori un stagiu de practică profesională, ori o experiență de voluntariat, dar să nu stea degeaba, iar voluntariatul e o oportunitate. Proiecte de formare și rețele sunt tot parteneriate transnaționale, dar dedicate în special lucrătorilor de tineret, acelora care sunt youth worker și vor continua un nou program, ca și voluntariatul european, bineînțeles. Și de asemenea avem 5.1, tot parteneriate transnaționale care permit dialogul între tineri și factorii de decizie din domeniul tineretului, astfel încât dorințele și nevoile tinerilor, în momentul în care se constituie într-un trend sau o masă critică, să poată să fie preluate în politici publice. În cifre, noi am primit puțin peste 35 de milioane de euro în acești 7 ani. Gradul de absorpție este 92%. Acestea sunt cifrele. Am finanțat aproape 2.000 de proiecte. Cam 1 din 5, deci ca să știți care este rata de succes, pentru că cererea a fost și sperăm că va fi în continuare foarte mare. Deci am putut selecta numai proiecte de calitate foarte bună. Pentru 2013 avem aproape 7 milioane și jumătate de euro, din care mai avem 2 milioane de euro pentru runda a treia din octombrie și pentru care vă așteptăm cu proiecte la toate acțiunile pe care vi le-am prezentat mai înainte. Ce mai avem în cadrul agenției și este foarte important este serviciul Eurodesk, care oferă informații gratuite la orice întrebare adresată în privința oportunităților pentru tineri, oportunitățile numindu-se proiecte, competiții, voluntariat, stagii de formare, călătorii, locuri de muncă și așa mai departe. Adresa este eurodesk.ro și după cum au ei sloganul, dacă ai o întrebare, începe cu noi. E, și acum trecem la viitor. În primul rând, denumirea pe care a folosit-o și Radu nu este omologată, ca să zic așa, între ghilimele.
Propunerea Comisiei Europene este ca programul viitor să se numească Erasmus for All și să înglobeze proiectele de educație, formare și tineret într-un singur program. În momentul de față, negocierile între Comisie, Parlamentul European și Consiliul European nu sunt finalizate, nici pe departe. Se speră ca finalizarea să fie undeva în iulie, înaintea vacanței parlamentare, și ca propunerea de regulament pentru program să fie votată de Parlament sfârșitul lui septembrie, începutul lui octombrie. Deci nu vă ascund că un punct de divergență, au mai rămas foarte puține puncte de divergență, ce vă voi prezenta eu în continuare ca acțiuni și finanțare, tipuri de finanțare, acestea întrunesc deja un consens între cei trei actori. Dar, de exemplu, numele programului este un punct rămas în divergență. Și nu, până în vară nu vom ști exact cum se va numi. Propunerea Comisiei este Erasmus for All, pentru că Erasmus a fost cel mai cunoscut brand dintre toate cele din 95 și până acum. Vom vedea, Parlamentul European se opune acestei denumiri și vom vedea. Eu vorbesc în continuare de Erasmus for All ca intermediar al Comisiei în România, dar nu aceasta, de fapt, putea să nu fie denumirea programului, dar va fi un program. Finanțarea. Deci, în total, dacă ați făcut o mică socoteală adunând cifrele, în perioada 2007-2013 au fost 7 și cu 1, aproape 8 miliarde de euro pentru lifelong learning și youth in action. Propunerea Comisiei Europene pentru viitorul program a fost de alocarea unui buget de 19 miliarde de euro. Dar este austeritate și, după cum știți, la Consiliul European din ianuarie, propunerea de buget general pentru toată Uniunea Europeană a fost amendată de Consiliu cu 15%. Deci, în loc de peste 1000 de miliarde de euro cât a propus Comisia, a ieșit un buget de 960 de miliarde de euro. Deci, în mod corespunzător, s-au mai tăiat din toate finanțările propuse, la unele chiar foarte mult. Vestea bună este că se pare, dar este tot o informație neautorizată, că totuși obținem, în loc de 8 miliarde cât au fost, 13 miliarde de euro, ceea ce este un succes extraordinar. Arată faptul că tocmai în această perioadă și de austeritate, dar și de situație dramatică a tinerilor, așa cum spunea Radu, șomajul este extraordinar de ridicat, Comisia și nu numai, și Consiliul și Parlamentul văd în educație, la modul general spus, educație, formare, tineret, un factor de a ieși din criză. Deci faptul că, deși bugetul general este scăzut față de 2007-2013 și că toate sectoarele au fost afectate, inclusiv structuralele, cercetarea, transporturile, educația primește bani mai mulți, este un mesaj foarte important. Am făcut noi o socoteală pe regula de 3 simplă ce ar însemna pentru România și am ajuns că, odată, pentru sectorul tineret care va avea capitol separat, bugetul general european va fi de 1.235.000, deci față de 885 de milioane, e o creștere cu peste 400 de milioane, iar României pentru tineret i-ar reveni 41 de milioane de euro pentru 7 ani, deci peste 35 de milioane cât am avut până acum. Care sunt acțiunile care se vor finanța? Principiul de la care, unul dintre principiile de la care a plecat Comisia Europeană când a desenat nou program a fost simplificarea. La cererea beneficiarilor din acești ultimi ani, s-a decis ca programul să fie mult simplificat, să nu mai fie 70.000 de acțiuni cu multe nume și să încurce beneficiarii. Deci rămân două acțiuni mari, serioase, proiectele de mobilitate și proiectele de parteneriat. Ceea ce este important este că față de faza actuală 2007-2013, accentul financiar se va pune pe proiectele de mobilitate. Deci 65% din buget se duce pe mobilitate, considerată ea în sine, mobilitate cu scop de învățare, bineînțeles, considerată un mijloc de dezvoltare și de învățare non-formală. De altfel,
Al doilea principiu de la care a pornit Comisia, în afară de simplificarea programului în sine, ca să fie ușor de accesat și de să nu creeze confuzie în rândul candidaților, o să fie, și asta o să fie o surpriză plăcută pentru cei care au trecut prin proiecte și au văzut cum a fost cu raportarea, se simplifică cât se poate de mult regulile de finanțare, se va merge pentru proiecte de valoare de sub 60.000 de euro pe finanțare forfetară, deci lump sum, baremuri de costuri unitare, fără documente justificative financiare, ci impactul va fi pus de a dovedi că am făcut acțiunile la care ne-am angajat în formularul de candidatură, deci că le-am făcut în realitate, nu ne interesează costurile, dar că le-am făcut și că ele au fost de calitate bună și au creat impact. Deci este iarăși o schimbare de paradigmă. Nu mai adunăm bilete de tren, de, nu ne mai interesează, dar ne va interesa ce impact au avut activitățile și dacă au fost de calitate. Proiecte de mobilitate pentru sectorul de tineret se vor adresa tinerilor, așa cum au fost cele de schimburi de tineri, deci tinerilor pur și simplu, cu care lucrează ONG-urile de tineret. În continuare vom avea Serviciul European de Voluntariat, unde probabil se vor duce cei mai mulți bani din proiectele de mobilitate pentru tineri, pentru că știți că un stagiu de voluntariat poate să fie până la 12 luni, deci sunt programe destul de costisitoare, și mobilitatea lucrătorilor de tineret. Condițiile de acces rămân 3 termene limită pe an. A fost făcut un lobby foarte puternic la nivel european din partea ONG-urilor de tineret ca să se păstreze această facilitate pentru programele de tineret. Pentru că pentru celelalte va exista, pentru mobilitățile de în învățământul superior, în preuniversitar, sau în sectorul VET sau al educației adulților, un singur termen limită pe an, undeva în februarie. Sectorul tineret și-a păstrat această identitate de a veni în întâmpinarea ONG-urilor mici și care nu-și pot face așa o planificare strategică și rămân 3 termene limită pe an. După cum v-am spus, reguli de finanțare mai simple, termenele se scurtează pentru plăți, deci viitorul ar suna foarte bine. De unde obțineți informații? Eu sper că, am să vorbesc cu organizatorii, sper că prezentarea să fie undeva pe site-ul conferinței, pentru ca să puteți avea acces la informații exact scrise, dacă vă interesează. Deocamdată acestea sunt contactele programelor. În mod evident că după ce va fi votat regulamentul pentru nou program, va exista și site-ul dedicat de îndată ce vom ști numele. Pentru că dacă nu știm cum se cheamă, nu știm cum să denumim site-ul. Dar oricum intrăm pe site-ul instituției care nu își va schimba denumirea, imediat veți fi direcționați către noul program. Și acum aștept să mă întrebați, dar nu mă întrebați de cifre de genul cât o să fie un proiect ca valoare, că nu știm. Nu întrebați nimic? Mulțumesc! Da, da! O întrebare. Cam da. Când estimați că veți veni cu primul call for proposal? Cam care e estimarea voastră? Dacă toate lucrurile merg bine, după cum speră comisia, pentru că în luni, marți și miercuri a fost o întâlnire la Bruxelles organizată de Comisia Europeană, la care am avut o prezentare făcută chiar de persoana împuternicită din partea Comisiei să conducă negocierile între Parlament, Consiliu și Comisie. Deci, după cum zic ei, care păreau destul de optimiști, din moment ce regulamentul se aprobă sfârșitul septembrie, începutul octombrie, este clar că deadline anul viitor, în 2014, va fi în februarie, ceea ce înseamnă că probabil în cel mai târziu, la 1 decembrie, va fi apelul lansat. Și în orice caz, spre deosebire de perioada trecută, deci de anul 2006, Comisia chiar și-a făcut treaba și a înaintat cu toate documentele de referință, ghidul programului și așa mai departe, deci documentele în draft există. Noi acum lucrăm pe ele, deci ei se consultă cu agențiile naționale, dar documentele, deci ei se pregătesc să fie gata să lanseze apelul european undeva în noiembrie.
Și continuați să finanțați și grupurile informale ca pe apelurile? Da. Tot așa, datorită unui lobby foarte extins făcut la nivel european, grupurile informale de tineri în continuare vor putea să fie finanțate, dar numai ca parteneri în proiecte, nu vor putea să fie aplicant, deoarece pentru parteneriatele strategice, aplicantul, mă rog, câștigător, primește absolut toată finanțarea și după aceea o distribuie partenerilor și s-a considerat că nu au capacitatea administrativă să facă lucrul ăsta. Deci vor putea să fie parteneri. Și o întrebare puțin pe lângă subiect, ca să zic așa. Ce sfat aveți pentru un tânăr de 15 ani ca să beneficieze de astfel de programe? Depinde unde este elev. Dacă este într-o școală și urmează într-o școală unde există și urmează un profil care conduce la o calificare profesională, l-aș sfătui clar să ducă în Leonardo. Dacă nu, și ca să beneficieze strict de partea de programe de tineret, l-aș sfătui să găsească un ONG de tineret în care să se înscrie. Sau să fondeze ei în școală, deci pot să fondeze un ONG de tineret cu Consiliul Elevilor din școală. Noi am încurajat foarte mult să facă asta. Iar pentru perspectiva un pic mai lungă, să se pregătească să fie student Erasmus. ONG de tineret înseamnă efectiv o asociație? O asociație, exact la asta mă gândesc, la o asociație. Dacă sunt doar minori? Păi, de exemplu, dacă sunt minori, se pot asocia câțiva să facă un grup informal de tineri și vor fi reprezentați de un adult care își asumă reprezentarea. Okay. Și pot participa, după cum am zis, ca parteneri în proiect. Și acest grup informal ar trebui să-și găsească un ONG cu care să candideze împreună, da. Ca partener. Da, da. Mulțumesc frumos. Plăcere. Mai este acolo, în spate. Bună ziua, numele meu este Alina Cruceru, din partea organizației HHC România. Ați făcut la un moment dat referire în prezentare la includerea tinerilor cu oportunități reduse. Și vreau să vă întreb dacă în această categorie ar intra și tinerii care ies din sistemul de protecție a copilului, tineri care au niște dezavantaje majore, pentru că în primul rând sunt marginalizați și discriminați. În al doilea rând, în momentul în care ies din sistemul de protecție, rămân pe cont propriu dintr-o dată, fără niciun fel de sprijin, și au foarte puține abilități de viață independentă. Pentru formarea profesională a unor astfel de tineri, ar fi de interes un asemenea program? Da, ar fi de interes. Problema este să există o organizație care își asumă să depună un proiect pentru ei, după care să-i selecteze și, într-un mod evident, ei sunt o categorie chiar super... prioritară pentru tineri cu oportunități reduse. Vă mulțumesc foarte mult. Noi avem în activitatea noastră, avem o componentă de sprijin pentru inserția socioprofesională a tinerilor și atunci cu ONG-ul nostru am putea face un proiect. Eu mă gândeam, având în vedere că pentru parteneriatele strategice de tineret în viitorul program, o chestiune cu totul nouă apare din partea Comisiei că vor să financeze întreprinderile sociale și atelierele sociale protejate, că, de exemplu, un ONG ar putea și asta să facă, un atelier social protejat pentru astfel de tineri, să se partenerieze cu bunii din altă țară, în așa fel încât să poată să facă parteneriatul. Deci asta este o idee cu atelierele protejate. Am înțeles, vă mulțumesc foarte mult. Plăcere. Și după aceea mai este cineva în spate. Bună ziua, Anca Năstase, Federația Volum. O întrebare scurtă, dacă aveți informații cu privire la cofinanțare pentru următorul program. Se modifică, nu se modifică? Cum? Da, am informații, cel puțin ce știu sigur pentru proiectele de mobilitate, deci inclusiv IVS-ul, Voluntariatul European, nu se cere niciun fel de procent de cofinanțare, dar... Aici este o problemă și dacă tot ați deschis discuția, am să vă spun, pentru că trebuie să știți. În 1 ianuarie a intrat în vigoare nou regulament financiar al bugetului Uniunii Europene,
care spune foarte clar că nu există grant european fără cofinanțare, sau altfel să spunem, un grant din bugetul Uniunii Europene nu poate să acopere 100% din cheltuielile proiectului. Este necesară și o contribuție proprie. Dar pentru programe, deci pentru programul viitor, deci cel puțin pentru proiectele de mobilitate, deci nu, sub nicio formă nu se va cere o cotă de cofinanțare pe care după aceea noi să o verificăm. Dar principiul acesta de, care se va folosi de finanțări pe baremuri de costuri unitare și pe flat rate și pe lump sum este de așa fel făcut încât Comisia va impune niște rate de folosit în așa fel, bazate pe statistici și pe costuri, în așa fel încât probabil finanțarea pe care o vom da unui proiect să fie ceva mai mică decât e necesar. Dar noi nu vom controla de unde pun restul de bani, cum și asigură. Deci noi dăm grantul 100%. Deci acesta este. Mulțumesc frumos! Cu plăcere! Și o întrebare este legată de organizațiile implicate în programul Tineret în Acțiune. Este posibil ca aceste organizații, având parteneriate cu foarte multe organizații din afară, să perceapă o taxă de participare beneficiarilor? În principiu, nu. De principiu este interzis. Și dacă vreți, discutăm după aceea în particular. Deci de principiu, nu. Deci nu se pune problema. Am avut cum să le perceapă taxă. De genul acesta de curând. Discutăm după aceea, că nu, nici nu ne înțelegem așa, dar discutăm. E chiar o problemă serioasă. Valentina Manea, reprezint ONG-ul ICAIA DRAM. Ne-ați spus că nu vor mai fi necesare documentele justificative cu condiția să creezi impact de calitate. Cum se cuantifică acest impact de calitate? Pentru viitorul program, Comisia este extrem de interesată de impact. Chiar în partea de legislație, deci în regulamentul care va defini programul, vor exista o serie de indicatori pe care se vor măsura rezultatele proiectelor. Date pentru culegerea indicatorilor, deci posibilități de culegere a datelor pentru indicatori vor exista încă din formularul de candidatură și de asemenea vor exista și în formularul de raportare finală. Încă un lucru pe care vreau să-l spun, cel puțin din ce ne-au comunicat acum foarte recent, cred că vom scăpa de hârtii, pentru că vor fi toate candidaturile numai online și toate rapoartele finale numai online și evaluările atât pentru selecție cât și ale rapoartelor finale se vor face online. Deci intrăm și noi în anul 2014, adică în secolul 21. Scăpăm de hârtii. Ok, mulțumesc!